Nici nu a venit bine primăvara, că numeroase zonele județului arată precum gropile de gunoi. Zeci de comune ca Tismana, Peștișan sau Padeș sunt pe lista neagră a șefilor de la Agenția pentru Protecția Mediului. Inspectorii au găsit acolo munți de deșeuri depozitate lângă cursurile de apă. Directorul Elisabeta Juveloiu i-a îndemnat pe primar să ia măsuri de urgență și să folosească așa cum trebuie sistemul de colectare selectivă a gunoaielor. Care ar fi principalele zone cu probleme? Principalele zone consider că tot județul, dar am traversat acum zona spre Baia de Aram, în speță Tismana-Padeș, zona pădurii Dumbrava, care este inundată de astfel de depozite necontrolate de deșeuri. De asemenea, ieri am fost în zona Novaci și drumul până la Novaci este stânga-dreapta inundat de șanțurile. Parcă ar fi, de fapt, o cultură semănată. Cei din conducerea instituției speră ca edilii să înțeleagă de vorbă bună, altfel banii ce ar trebui folosiți pentru investiții în comunele respective pot ajunge la bugetul statului sub formă de amenzi. Aceștia din urmă sunt pregătiți să aplice amenzi usturătoare autorităților locale prinse pe picior greșit. Sancțiunile pot să ajungă până la între 3 și 6 mii de lei. Consider că acei bani nu trebuie să se aplice atâta vreme cât avem posibilitatea să dispunem de seriozitate, să dispunem de măsuri și că acei bani ar putea fi folosiți de primării în alte scopuri. Având în vedere că și situația financiară a acestora nu este tocmai plăcută și nu este tocmai la un nivel la care ar trebui să le avem. Din nefericire, colectarea deșeurilor se face doar pe hârtie în numeroase comune ale județului, iar autospecialele cumpărate cu bani grei stau tot în garaj.